Bună ziua, suntem astăzi la spectacolul organizat de Școala Junimea Română din Montreal și stăm de vorbă cu doamna Otilia Tunaru. Ce ne puteți spune în cadrul acestui spectacol pe care l-ați organizat, ce ne puteți spune despre această organizare, despre acest spectacol? Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Școala Junimea Română din Montreal. Ce vă pot spune este că e un spectacol făcut cu mult, mult, mult entuziasm. Încă de la intrare ați văzut o expoziție organizată de elevii care merg la cursul de pictură. Apoi ați asistat la un program de cântece, poezii, tradiții românești și de asemenea interpretare instrumentală. Iată, avem și copii care învață instrumente aici la Școala Junimea Română din Montreal. Deci, ca să rezum în câteva cuvinte, entuziasm, veselie și tradiții românești. Și bineînțeles să nu uităm și repertoriul internațional. Deci am avut așa din toate câte un pic și bucuria Crăciunului a domnit aici în sală. Am văzut că astăzi a venit și Moș Crăciun la dumneavoastră în cadrul Școlii Junimea Română din Montreal. Credeți că Moșul a fost încântat anul ăsta de toate activitățile pe care le-ați promovat? Eu cred că da, să nu uităm că am avut foarte multe concursuri. La început am acordat diplome câștigătorilor, era aici plin de câștigători în față și Moșul a venit pentru că copiii merită. De altfel, înainte de spectacol am trecut pe la fiecare clasă și de față cu copiii întrebam, aveți o listă neagră cu copiii ascultători și o listă albă cu cei ascultători și de aici au ieșit foarte multe discuții și am provocat un pic să vorbim despre ascultare și neascultare. Totul are un scop didactic aici. Deci până și acest spectacol. Deci Moș Crăciun cred că a fost încântat pentru că ați văzut că a stat cu noi de la început până la sfârșitul spectacolului și cred că mai este prin culise, încă stă de vorbă. Pentru anul 2014, ce proiecte aveți de viitor? Oh, câte proiecte avem! Vom începe sesiunea de iarnă pe 11 ianuarie cu un spectacol dedicat poetului național Mihai Eminescu, deci spectacolul Dor de Eminescu va începe la ora 1. Vor fi cursurile toată ziua, vom avea concursuri în continuare, cum ar fi cel despre Unirea de pe 24 ianuarie. Apoi vom avea spectacol dedicat poetului Grigore Vieru în februarie. În luna martie avem Balul Ghioceilor, apoi vine Paștele. Bineînțeles că vom avea o expoziție foarte interesantă pe care o pregătim și un moment artistic. Apoi ne vom pregăti de concursul dedicat Monarhiei Românești, care e pe 10 mai. Sunt foarte multe activități și concursuri de matematică avem, printre care și concursul Kanguru în matematic, care se va ține luna martie la sfârșit. Apoi ne vom pregăti de sfârșit de an școlar. Vom încheia pe 15 iunie cu un frumos spectacol care va încuruna toată munca acestui an. Va trece foarte repede, știu. Avem foarte multe activități pe lângă cursuri. Organizăm serbări, concursuri, tot felul de pretexte ca să socializăm și, cum am spus, totul are un scop didactic. Avem și învățare pe bază de proiect, deci în afara claselor, cum ar fi excursia la Ottawa, prin intermediul căreia cunoaștem cine ne reprezintă la nivel de Canada și la nivel de România. Deci vizităm Parlamentul Canadei și mai ales Ambasada României în Canada. Deci avem multe proiecte, am făcut așa doar o schemă. Și suntem bucuroși de faptul că de la an la an ne îmbogățim și ca număr și ca activități. Am înțeles că aveți și cursuri pentru adulți, numai pentru copii. Exact. Avem cursuri de franceză pentru adulți, deci invit nou veniții, bunicii să vină la aceste cursuri, unde un profesor de origine română vă poate explica pe larg, în detaliu, limba franceză. Avem cursuri de engleză pentru adulți și avem cursuri de română pentru canadieni. Acesta este un lucru minunat. Vreau să vă mai întreb, referitor la cursuri, când încep acestea pentru anul 2014? Când încep înscrierile la aceste cursuri? Deci anul școlar 2013-2014 a început în toamnă, se va desfășura până pe 15 iunie. La unele clase locurile sunt ocupate, la unele cursuri încă de anul trecut, deci din iunie anul trecut, de la sfârșitul celuilalt an, s-au ocupat locurile toate la cursul de pictură. Avem solicitări din ce în ce mai multe. Cred că vom dubla clasele. Avem anumite clase unde deja e plin și s-ar putea să creăm un al doilea grup de aceeași vârstă. Ne bucurăm mult și colectivul nostru este, din această cauză, este numeros. Avem 42 de persoane angajate la Școala Românească, ceea ce e foarte mult, dar așa se face un proiect profesionist.
Vreau să vă mai întreb ce mesaj le transmiteți românilor din comunitatea românească, din Montreal, din Canada și nu numai, și celor de acasă, acum cu Sfintele Sărbători de Iarnă. Ce pot să le doresc decât multă sănătate alături de cei dragi și să nu uite să fie copii, să nu uite să iubească, să fie idealiști, să se iubească unii pe alții, să dea la o parte orice alte sentimente care pot umbri aceste sentimente de copil. Deci, uitați-vă la mine, care stau între copii, sunt o copilăroasă, sunt o idealistă, așa am pornit proiectul de școală românească. Multă lume îmi spune, ei, tu cu idealurile tale ești o idealistă, nu trăiești cu picioarele pe pământ, și eu cred că sunt foarte bine așa. Deci vă îndemn să aveți suflet de copil și să fiți idealiști, pentru că așa e frumos să trăim viața, să ne iubim și să-i ajutăm pe cei din jur. Școala Românească este o familie de suflet și suntem mândri de lucrul acesta. Ne ajutăm între noi când cineva e în spital sau când cineva are o problemă. Oricând telefonul meu e deschis pentru oricine să discutăm ceva de suflet sau ceva despre planificarea la curs. Suntem și severi, dar suntem și foarte umani și suntem mândri de lucrul ăsta, că am devenit o familie de suflet. Nu avem, familiile sunt departe, avem un mic nucleu al familiei, dar prieteni, mătuși, vecini nu avem. Așa că, iată, oferim și acest lucru deosebit. Suntem mândri și bucuroși că suntem împreună și astăzi, și vă doresc, dumneavoastră, celor care ne auziți, să cunoașteți acest sentiment, să fiți înconjurat de numeroși prieteni, cum suntem și noi aici la Școala Românească, și să visați frumos pentru anul 2014. Doamne ajută! Spunem să fim sănătoși și vă așteptăm la evenimentele noastre ca să vă molipsiți de această bucurie copilărească. Vă mulțumim mult și vă dorim sărbători fericite! Mulțumim!